Clubul sportiv Unirea Snicola Mare a demonstrat încă o dată valoarea sa în arena sportului național, obținând rezultate notabile la campionatele naționale de șah pe echipe de juniori. Competiția desfășurată în perioada 3-8 septembrie 2024 la Mamaia a reunit sute de tineri șahiști talentați din întreaga țară, oferindu-le oportunitatea de a concura pentru cele mai înalte titluri. Echipa de junioare, categoria 14 ani, a clubului Unirea S. Nicolae Omare S-a evidențiat prin prestațiile sale impresionante, obținând clasări pe podium la toate cele trei probe de șah. Locul 3 la șah clasic. În această probă, fetele au dovedit o excelentă pregătire teoretică și o rezistență psihică remarcabilă, reușind să se impună în fața unor adversare bine pregătite și experimentate. Locul 3 la șah rapid. Reușita în această probă a fost rezultatul unui joc rapid și precis, în care jucătoarele au demonstrat o bună coordonare și o înțelegere profundă a strategiilor de atac și apărare. Și locul 2 la Blitz, în cea mai dinamică și imprevizibilă probă a competiției, echipa noastră a reușit să cucerească argintul, demonstrând o reacție rapidă și o capacitate excepțională de a lua decizii sub presiune. Echipa de junioare a fost coordonată cu profesionalism de maestrul Zamfir Moldovan, care a condus lotul format din jucătoarele Vițelar Bianca, Zamfirache Amalia și Panici Carla. Fetele au dat dovadă de un spirit de echipă extraordinar și de o determinare ieșită din comun, ceea ce le-a permis să se distingă într-o competiție de nivel înalt. Aceste performanțe reflectă nu doar talentul și pasiunea pentru șah, ci și sprijinul puternic al comunității și al familiei, care le-au încurajat și le-au susținut pe parcursul anilor. Clubul sportiv Unirea S. Nicolae Mare își propune să continue acest parcurs de succes, investind în dezvoltarea tinerelor talente și promovând valorile sportului de performanță. Performanță. Prin aceste rezultate, echipa de junioare a demonstrat că este pregătită să facă față celor mai mari provocări și să continue să se dezvolte în spiritul competiției și al fair play-ului.